Marcajul rutier trasat fără noimă în fața serviciului județean de ambulanță Iași îi obligă pe șoferii autospecialelor sanitare să facă dreapta după ce ies de pe poarta instituției. Și asta din cauza liniei duble continue care interzice virajul la stânga sau intrarea în parcare de pe sensul opus. Până acum, pe asfalt era trasată doar o linie simplă discontinuă, care le ușura munca ambulanțierilor și medicilor. Conducerea serviciului județean de ambulanță Iași a anunțat Poliția Rutieră, care a cerut explicații de la Comisia de Circulație din cadrul primăriei. Cert este că angajații care au trasat marcajele rutiere au respectat planul de lucru. Acum o anchetă internă a fost deschisă la administrația locală pentru a-l găsi pe cel care a gândit și îngrădit accesul mașinilor de urgență în instituție. În zilele următoare, șefii din primărie, dar și Poliția Rutieră spun că vor reface marcajul rutier și vor repara greșala. Zilnic ambulanțele din Iașu, fac între 200 și 1000 de deplasări în municipiu și în județ.